Bună ziua, dragi prieteni! Începem un nou sezon al lui Turister. Îl începem un pic cu întârziere din cauza că familia noastră s-a mărit. Vă prezentăm pe noua membră, Teodora. De astăzi călătoriile noastre vor fi puțin mai diferite, mai gălăgioase, dar sperăm să fie tot atât de interesante și începem nou sezon cu vizita la Mănăstirea Japca. Este o mănăstire din nordul Moldovei, din raionul Florești și este o mănăstire de femei. Vedem ce descoperim astăzi aici și vă povestim pe parcursul filmulețului ce am aflat. Love isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the tables, so you just drink it fast and never talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I give it a chance. Now take my hand, stop and find the man on the jukebox, and then we start to dance. Now I'm saying like, do you know I want your love? Your love was I made for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put the body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Noi nu mai am fost în biserica de iarnă. De fapt, deja s-a deschis biserica de iarnă. Este un lăcaș mai micuț aici. Îmi place cum e interpretat altarul. Are multe icoane pictate, chiar ușa e de lemn și pictată direct pe ea. Aici sunt moaștele. Din păcate nu vă să filmăm înăuntru, i-am întrebat și au zis că nu se poate. Trebuie prost. Aici sunt moaștele unui sfânt, îmi pare, eu n-am reținut cum, și asta este biserica de vară, este cel mai mare lăcaș de pe teritoriu. În vară s-a spus că pentru că suntem prima oară, întrebăm de la mătuș călugărițe și în vară sunt trei zvoare, răcușa să mergem și o să le vedem, și au zis că este biserica rupestră, care de fapt a fost prima biserică de pe teritoriul monastic, dar avem de ridicat 200 de scări până acolo și vedem cum ajungem. Like, do you know I want your love? Your love was made for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say. Vă prezint scările magice care te duc sus, 200 de scări. Te duc. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Eu mă așteptam să văd niște scări de un piatră, poate niște scări precum acolo spre la Soroca, spre lumânarea recunoștinței, dar aici chiar sunt niște trepte făcute din fier. Nu știu dacă toate sunt așa, dar acum își vedem. Chiar toate sunt din fier și vreau să vă zic, mămici care ați născut recent, dacă aveți kilograme în plus, veniți la Mănăstirea Japca. Precis că pas de dâns la aici. Love isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table, so you just drink it fast and never talk slow. Come over and stay. Noi am ajuns sus la biserica rupestră. Acum intrăm în biserică să vedem ce este acolo. Ce este acolo? Da, hai să intrăm. După ce a ridicat aceste 200 de scări, care sunt, nu este aici undeva, vreo 50 de metri, este mai ridic în vârful dealului. Din păcate este plod și fetele n-au încercat să se urce, însă noi, puști împreună, am ajuns până cu aici. Este o priveliște foarte frumoasă. Jos pălăria. Nu-i de redat. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Tot din complexul monastic Japca face parte de acest teritoriu care se află trei izvoare. The story began, we're going out on our first day. You and me, you're 30 so cold. You can make, fill up your bag and I'll fill up a plate. We talk for hours and hours about sweet and sour and how your family.
coach ce o să vede unul care este probabil în curs de renovare sau... Follow my lead, come coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too. De fapt, mănăstirea în sine e foarte frumoasă și merită de a fi văzut, dar ea se vede că nu prea are finanțare, pentru că se văd locurile care au fost recent renovate, dar în mare parte mănăstirea este așa, să zic, răschită, da? Pentru că are nevoie de lucrări. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Deci, după cum am spus la început, mănăstirea Japca este o mănăstire de maicuțe și am aflat că această mănăstire este unica, dacă sau pot zic, una dintre puținele mănăstiri care pe parcursul timpului sovietic nu a fost închisă, dar totuși atunci a trecut printr-o criză și chiar pe la începutul anilor 60 măicuțele au fost puse să lucreze într-un colhoz, dar tot datorită măicuțelor care activau aici, ea nu a fost închisă și asta este unul dintre cele mai, nu știu, vorbitoare, da, sau... I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Dacă v-a plăcut călătoria noastră de la mănăstirea Japca, nu uitați să dați un like, să dați un subscribe, niște comentarii, ne vedem miercuri viitoare. Pa, pa, pa. I'm in love with your body.